De peste 15 ani, în municipiul București, claxonatul este interzis. Măsura salutară la vremea respectivă a dus la diminuarea factorilor de perturbare fonică. Se știe că limita de intensitate suportabilă este de 80 de decibeli. Zgomotul produs de claxonul unei mașini depășește cu mult această limită. Numeroase sesizări privind acest tip de poluare ne-au îndemnat să realizăm un scurt raid pe această temă. Dacă reglementările referitoare la circulația pe drumurile publice sunt clare în legătură cu restricțiile privind claxonatul, care este permis numai pentru evitarea unui pericol iminent, de ce se produc totuși atâtea încălcări? Iată câteva mostre. La schimbarea culorii semaforului, unii conducători auto, grăbiți, își fac loc cu claxonul. Alte două situații parcă nici nu mai au nevoie de comentarii. Dar să vedem în minutele următoare în ce alte împrejurări claxonează unii conducători auto. Pentru a ilustra cele mai hilare situații, ne-am folosit de serviciile de cascador ale actorului Mihai Stoienescu. În sezonul gogonelelor, un asemenea incident capătă proporții nebănuite. Iată și un trubadur al secolului 20. Obiceiul rămâne, se schimbă numai decorul. Și totuși, parcă nu numai atât. În sfârșit, ne-am îngăduit și o glumă pe care sperăm să nu o ia nimeni în serios. Dar să revenim pe magistralele traficului rutier. Încercăm să identificăm pe câțiva dintre cei care au uitat de indicatorul claxonatul interzis. Vineri 15 octombrie, orele 10. În piața Rosetii lăsăm un lucrător al serviciului circulației, incognito, echipat cu un aparat de emisie recepție. Echipa de filmare așteaptă la circa 200 de metri distanță. Primul semnal și pornim pe urmele primului contravenient. De ce claxonat? Am claxonat pentru că s-a oprit.